dragii noștri, de această dată vă salutăm din Lungani cu o surpriză frumoasă pentru Alexandra, care astăzi este sărbătorită. Împlinește frumoasa vârstă de 9 anișori, iar noi mergem împreună cu nănuții care sunt deghizați aici în mascotele noastre. Dumnealor au revenit acum din străinătate, așa că rămâneți cu noi să o surprindem pe Alexandra și să vedem cum va reacționa la această surpriză. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Căutăm o sărbătorită pe Alexandra. Bună ziua și la mulți ani! Așa, noi suntem echipa surprize la domiciliu Iași. Împreună cu mascotele mele am venit aici să-ți spunem un la mulți ani, mai special, din partea cuiva drag ție. Și am să te întreb cumva dacă bănuiești cine ți-a pregătit această surpriză. Cine crezi că astăzi și-a dorit foarte mult să te sărbătorească? Ne spui și nouă? Ai emoții acum? Nu știi? La cine te gândești? Cine te iubește pe tine mult, mult de tot? Șoptesc eu? O lăsăm pe Alexandra. Lasă, așa, floricelele sunt pentru tine, uite, cu cifra 9. Împlinești 9 anișori, da? Avem și un tortuleț pentru tine, care spune așa, ia să vedem, dacă vezi tortulețul, ai să-ți dai seama oare din partea cui vine surpriza? Și scrie așa, la mulți ani, Finuța. Cine crezi tu? La cine te gândești acum? Cine spune ție? Cine îți spune ție, Finuța? Așa spui tu? Ea este oare? Așa. Acum o să-ți cântăm cu toții la mulți ani. Mami ne ajută cu floricelele. Tu ai să ții așa tortulețul. Ursulețul meu are pentru tine și pentru frățiorul tău câte un ursuleț mai mic. Iar acum... Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! E cam greu, hai să-l ia tati, așa, iar ție am să-ți dau un ursuleț să ții în brațe, da? Așa, iar acum ești curioasă ce mesaj avem pentru tine? Și să aflăm ce au nănuții să-ți spună? Da, vrei să afli? Așa, după care ai să ne spui cum ai sărbătorit astăzi, da? Ai să ne povestești și nouă cum ai sărbătorit astăzi? Da? Așa, iar mesajul spune așa. La mulți ani, Finuța noastră! Azi ai împlinit 9 anișori. Fie ca viața să-ți dăruiască tot ce este mai frumos. Să fie plină de bucurii, împlinire și iubire, draga noastră. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dea multă sănătate. Să crești mare și voioasă. Noi, nănuții tăi, te iubim și îți vom fi alături mereu. Îți dorim cea mai frumoasă copilărie din lume. Te iubesc, nășicii tăi, mult, mult, mult de tot. Să fii cu minte și să asculți de părinții tăi, da? La mulți ani! Iar acum ai vrea să le spui ceva nănuților? Să le transmiți ceva? Mulțumesc! Le spui mulțumesc? Da! Îți plac mascotele noastre? Da? Sunt amuzante! Sunt amuzante? Wow! Și îți place și cadoul nănuților? Da? Le spui mulțumesc? Faci așa cu mânuța? Da? Ai sărbătorit astăzi? Ți-au cântat colegii la mulți ani? Da? Vrei să ne povestești și nouă sau nu vrei acum să ne povestești? Ai emoții?
Dar vrei împreună cu mascotele să dansăm un piculeț, să sărbătorim astăzi? Da? Așa, iar acum noi avem o melodie pentru tine din partea nănuților, care doresc să ascultăm împreună. Faceți o surpriză celor dragi? Contactați-ne la numerele indicate pe ecran. Facem îmbrățișare de grup toată lumea? Hai, Alexandra! Hai și ursulețul și inimioara! Îmbrățișare de grup, așa, toată lumea! Da, ursulețul meu, vrei să dai îmbrățișare? Bine! Hai, te-mi dai îmbrățișare! Și ești tu curioasă cine este ursulețul și inimioara? Vrei să afli? Ți-i frică de ei? Nu ți-i frică, da? Da, vrei să afli cine este aici? Ia să vedem! Cel mai tare nănuț din lume! Oare la inimioară cine este? Ia să vedem, Alexandra, dar la inimioară cine este? Și nănuța! Te-ai așteptat, Alexandra, la așa surpriză? Acum ești convinsă că nănuții tăi te iubesc mult, 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 mult de tot. Și noi tare sperăm că acest aniversare să o ții minte, da? Ai să o ții minte pentru totdeauna. Ursulețul nostru a obosit.